gestul făcut de Gigi Becali într-o catedrală. S-a întâmplat în fața fostului arbitru, Alexandru Tudor. Gigi Becali, 64 de ani, a mers la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, din București, pentru a participa la denia prohodului. Patronul FCSB a făcut un gest neașteptat în fața fostului arbitru, Alexandru Tudor, 51 de ani. Gigi Becali, 64 de ani, a participat la denia prohodului la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, din București alături de fostul arbitru, Alexandru Tudor, 51 de ani. În timpul slujbei, Gigi Becali a stat în genunchi în fața lui Alexandru Tudor, care a și cântat și a preoților. Mai mult. Patronul FCSB a declarat că vrea să se călugărească după ce își va vedea copiii și nepoții realizați. Vreau să mi aranjez fetele, nepoții, le las averea mea și o să plec în munți, mă călugăresc. O să veniți să-mi luați interviuri prin codrii în care mă voi afla, a declarat Gigi Becali, potrivit Trinitas TV. Gigi Becali își donează averea. De curând, Gigi Becali a mai declarat că își va transfera averea în cer pentru că nu va mai avea ce să facă cu ea în mormânt. Ce fac cu banii? Mă duc în coșciuc. Ce fac cu banii în coșciuc? Dacă le lași la nepoți și la copii averea, poate să o piardă în afaceri, poate să o fure hoții. Sau mai știu eu ce. Dar dacă tu o transferi în cer și o dai milostenie la spitale, la bătâni, la săraci, ție ți se întoarce în sutit și lor, acolo, în ceruri. Milostenia îi va vegea. Și chiar dacă copiii tăi nu ar fi foarte bogați, milostenia de acolo vine și urmărește și le dă tot timpul, îi păzește, a spus Gigi Becali. Gigi Becali ar fi donat deja o sumă de bani uriașă oamenilor fără posibilități financiare și bisericilor. Acest lucru a fost confirmat chiar de Dumitru Dragomir. Gigi e multimiliardar. Părerea mea e că are acum pământ de un miliard. Ce spun acum sunt foarte stăpân pe mine. Gigi Becali a dat peste 300 de milioane la biserici. La preoți, la maici. În prezența mea a fost subiect de studiu pentru mine. Avea teancul așa de euro și coborau la palat. Jucam table cu el, e norocos și la alea. Venea câte un preot. 2000 îi dădea 2000. Cobora altul. A ținut 30 minus 40 de preoți bolnavi în palat. Îi ținea în palat la el în camere deasupra biroului lui. Când pleca afară, îl așteptau în fața curții minim 100. Mai erau printre ăștia bancă rucioare, le dădea câte 500 de euro. Nu odată. De zeci de ori. Gigi Becali cred că are peste 10 biserici făcute. Câtă lume a ajutat, câți oameni bolnavi. Eu poate l înjuram că mă bătea la table, acum nu poți să mai spui vreo prostie sau de vreo femeie. Moare. Te de afară. Parcă la pucă pandalile. Cred că se consultă cu preoții să în prezența lui. Ei vine rău și cade, a mai spus Dumitru Dragomir.